În fiecare an, sălăjenii sărbătoresc Ziua Morților, aprind câte o lumânare și pun flori pe mormintele celor dispăruți. Este un moment de reculegere și de rugăciune pentru sufletele celor plecați dintre noi. Comercianții nu prea se laudă cu vânzările din aceste zile și nu știu cum vor merge lucrurile până pe 1 noiembrie. Cei care doresc să cumpere crizanteme, ghivece de flori, coroane și lumânări, trebuie să știe că până vineri sau joi seara, producătorii vor rămâne pe bulevard să-și vândă marfa. La ghivece avem la 20. La 15, la 5 lei, crizanteme avem la 5 lei firul, avem coroanele, la ce preț sunt? La 20, la 15, la 10, la 5 lei, la 25 lei. Așa, candele? Candele la 15 lei, la 8 lei, la 10, la 5. Au cumpărat avem oamenii? Și, da, ceva, nu pe mare vânzarea, dar sperăm, e mâine încolo. Azi este prima zi în care ați ieșit pe bulevard la vânzări. Da. Și până când o să rămâneți? Până pe joi, vineri. Cam așa. Ce au cumpărat cel mai mult din ceea ce aveți aici? Mai mult ce a fost mai ieftin. Nu prea are lumea bani. Față de anul trecut, cum au mers vânzările? Mai bine, mai rău? Mai slab. Timp de 4 zile, oamenii din municipiul Zalău pot achiziționa flori de la comercianții de pe bulevardul Mihai Viteazul. Prețul la flori sunt accesibile, începând de la 3 lei, cum este acest ghiveci, până la 20 de lei. Cum vi se par prețurile la flori? Depinde. Accesibile? Ați văzut, sunt de la 3 lei până la 20. Da, e frumos, acceptabil.